Unul dintre beneficiile foarte mari ale alăptatului este, când el se instalează, este starea de relaxare pe care o dă atât mamei cât și bebelușului datorită prolactinei. În general, așa, din perspectiva unui bebeluș normal, el ar trebui să cam sugă 20 de minute la un sân. Am citit și multe studii afirmă că e bine ca să alăptezi bebelușul la un sân, la o masă și la masa cealaltă de la celălalt sân. În medie de 20 de minute ar fi în ordine. Dar dacă este un copil născut, să zicem, înainte de termen, sau dacă e un copil mai leneș, sau, desigur că poate el nu va sta 20 de minute. Durează mai mult. Și atunci, nu, poate va sta mai puțin. Sau depinde cum îi vine mamei laptele, pentru că dacă nu vine, el se enervează și... Se frustrează, da. Frustrează și, hai să zicem așa, chiar scuipă. Da, respinge, da. Da, sfârcuș. Atunci, sigur că cea mai mare calitate a unei mame care alăptează este răbdarea. Am vorbit astăzi cu o gravidă, fostă gravidă, de fapt, mămică, acum are câteva luni, are, cred că, aproape 3 luni fetița ei și a pornit destul de greu alăptarea la ea. Ea lucrează și în zona asta și cumva își dorea foarte, foarte mult să alăpteze. Și acum, după ce am vorbit cu ea, n-am mai vorbit de o lună, mi-a spus: doamna Vania, tot timpul mi-am adus aminte că îmi spuneați: Anca, ai răbdare, Anca, ai răbdare. Zice, știți, vă mulțumesc pentru că m-ați îndemnat să am această răbdare și este sfatul meu cam așa pe care l-aș da tuturor mamelor care alăptează. Să aibă răbdare, să treacă peste momentele alea de început. Anca spunea că în primele 8 săptămâni a fost de groaza lumii. Da, așa este, până te adaptezi. Deci trebuie să aibă răbdare. Și sunt multe mame care renunță la alăptat pentru că nu este foarte plăcut sentimentul inițial, când încă nu ești obișnuită cu senzația. Dar dacă te obișnuiești și, vorba aceea, treci peste, o să devină chiar un lucru plăcut, atât pentru mamă, cât și pentru bebeluș. E un lucru extraordinar. Unul dintre beneficiile foarte mari ale alăptatului este, când el se instalează, este starea de relaxare pe care o dă atât mamei cât și bebelușului datorită prolactinei. Prolactina îi relaxează. Se spune că, de fapt, mamele care alăptează sunt așa mai mame zen, așa mai liniștite, mai puțin stresate. Vine exact de la acești hormoni care au rolul lor atât de important.